Inspectorii DSVSA Gorj au făcut mai multe controle și au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, reprezentând un avertizment și 10 amenzi în cuantum de 56.000 de lei unor operatori și sau persoane fizice din Albeni, Bălești, Bengești, Ocadia, Crasna, Dănciulești, Motru, Prigoria, Runcu și Târgu Jiu. respectiv un avertizment scris proprietarului unei exploatații non-profesionale pentru deținerea unor animale neînregistrate. 1.200 lei la un centru de prelucrare a laptelui pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor, aparatură frigorifică frigorifică ruginită, 4 amenzi a câte 1200 lei la 3 magazine alimentare și o rulotă fast food, pentru manipularea de către personal a produselor alimentare fără a purta echipament de protecție sanitară, halat mânuși, 10.000 lei la o unitate mobilă snack bar, întrucât au fost identificate caserole cu mici la care eticheta cu elemente de identificare era deteriorată, numărul de lot și termenul de valabilitate nu se observau la toate caserolele, 10.000 lei la un magazin alimentar pentru desfășurarea de activități de comercializare directă de băuturi alcoolice și răcoritoare într-un spațiu neaprobat și fără respectarea condițiilor de igienă, conform prevederilor legislației în vigoare. 10.000 lei la un restaurant pentru nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare și depozitare, aparatură frigorifică, și două amenzi a câte 10.000 lei la două magazine alimentare pentru depozitarea necorespunzătoare a unor produse alimentare.